Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou podcast Marca Zona de Securitate. Sunt Vitalie Guțu și alături de mine este fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru. Domnule Șalaru, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea și suntem astăzi la Zona de Securitate. Bun. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Domn ministru, cum calificați situația în care se află astăzi Republica Moldova în conjunctură regională, tot ceea ce se întâmplă și iată că avem deja aproape una de zile în coasta noastră un război. Situația este una foarte dificilă. În mare parte nu se datorează actualei guvernări, fiindcă este o consecință a guvernărilor de 30 ceva de ani de până acum în Republica Moldova. Calitatea noastră tradițională de a sta cu fundul în două luni, de a face o figură frumoasă și față de Moscova și față de Uniunea Europeană. Tradiționalul nostru de sub de la două, câmielul blând-sugi de la două și până la urmă ne-au dus la faptul că noi suntem o țară săracă, noi suntem o țară cu armată mică și nemodernizată din punct de vedere tehnic, noi suntem cu un război în coastele noastre, suntem legați de neutralitatea noastră tradițională, legendară din Constituție, care nu ne permite să facem parte dintr-un acord militar sau bloc militar care ne-ar putea proteja de o eventuală invazie a Rusiei. Avem în fruntea țării niște politicieni, nu toți, dar unii sunt miopi și nu vor să vadă realitatea și nu înțeleg ce se întâmplă alături de noi. Avem o armată de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova, avem două centre de separatism, unul la Tiraspol și unul la Comrat, și o populație dezbinată care, fiind victimă, o bună parte din ei, fiind victima războiului hibrid dus de Rusia și a, a propagandei rusești în teritoriul nostru, astăzi populația este dezbinată și nu prea înțelege ce se întâmplă și ce ar trebui de făcut. Deci e și în, în ultimul rând ducem lipsă de oameni de stat, de oameni cu viziune politică care ar pune în primul rând interesele țării, interesul cetățenilor și nu interesul de partid sau interesul propriu. Dar tabloul pe care l-ați proiectat acum s-a proliferat pe parcursul de a trei decenii, dar vine întrebarea mea în ultimul an nimeni nu și-a dat seama că uh, autoritățile de la Chișinău sau unii decidenți de la Chișinău fac piruiete atât în fața Uniunii Europene cât și în fața Federației Ruse pentru ca ce să demonstrăm în condițiile în care noi am văzut vulnerabilitate din toate punctele de vedere ale Republicii Moldova. Nu vreau să fac o aluzie la un banc cu mirele și mereasa, dar vreau să vă spun că guvernarea noastră de la începutul acestui război a mers pe ideea să nu-i supărăm pe ruși, că dacă nu-i supărăm nu au niciun motiv să ne ataci. Iar rușii nu se ghidează de ideea asta că sunt motive sau nu sunt motive. Ei n-au avut niciun motiv să atace Ucraina, dar au atacat-o. Și abia când a fost clar că următoarea Ținta a Rusiei este Republica Moldova, au început și ei să se îngrijoreze. Când au văzut că rachetele traversează spațiul aerian neutru al Republicii Moldova, unile pot și să cadă pe teritoriul Republicii Moldova, când au văzut că ei nu țin cont de opinia noastră, au constatat cu îngrijorare că și noi suntem amenințați nu numai indirect, dar și direct de acest război agresiv dus de Rusia împotriva lumii civilizate. Și desigur, le-a fost frică că o să ne taie gazul, că o să ne taie curentul electric și multe alte chestii. Este o moștenire a actualei guvernări pe care au luat-o de la celelalte guvernări în care nu s-a rezolvat, nu s-a dus până la capăt crearea alternativei pentru gazul rusesc, pentru energie electrică, pentru piața de desfacere a produselor agricole, dar vina nu este numai a guvernării, este și a cetățenilor cetățenii noștri nu au cerut asta de la guvernările de până acum, iar foarte mulți din cei care au condus Moldova au fost uh, și-au băgat mâinile pe la coate în aceste uh, în acești saci cu bani care veneau din Transnistria, uh, contrabanda din Transnistria, gazul gratuit care venea acolo și uh, produsele care se vindeau din urma arderei acestui gaz, cum este uzina de metalurgică Metalurgic. din Răbnița, cimentul din Răbnița, curentul electric, toți au fost implicați în chestia asta. Eu nu am acum dovezi să le pun pe masă, dar cred că toată lumea știe că așa a fost. Mm. Și ce ne au organele competente, știu. Cunosc cine sunt autorii, cine sunt arhitecții acestei, acestor scheme, inclusiv și Dodon este învinuit de anumite lucruri. Dar. Mie mi a fost rușine la început pentru atitudinea și poziția guvernării de la Chișinău când spuneau că nu ne vizează acest război, noi nu ne implicăm, noi nu susținem nicio parte, noi condamnăm războiul, dar nu ne implicăm. Deci e atunci când Cum de, ar fi trebuie să se implice. A, a, deci în primul în cazul rând, în care în au, primul rând vreau da. să vă spun că atunci când ești martor la o crimă și spui că ești neotrul, ești deja, ești deja părtaș la această crimă. În doilea rând, Republica Moldova n-a susținut niciun fel de acțiu, de sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei. Probabil că au fost și recomandările unor parteneri europeni care n-au vrut să creeze un anumit focar de teziune în această regiune. M-a mirat foarte mult declarația făcută de Olex Rebrean că, în această perioadă, Republica Moldova a făcut foarte multe cedări Transnistriei pentru a nu agrava situația în zonă. Probabil că au făcut, dar asta nu ne ajută, fiindcă. Știți, vorba clasică cu Leo, că dacă tu nu-l mănânci pe leu, asta nu înseamnă că el nu te va mânca pe tine, mm -hmm. nu te va ataca. Nu există uh, Rusia în uh, acțiunile lor externe, nu țin cont de poziția Republicii Moldova. Oricât de mult am fi noi devotați, vreau să vă spun că până în 2014 Ucraina era cel mai apropiat prieten al Rusiei. A fost cel mai bun prieten al Rusiei, unicul lor prieten de fapt, și pe care și l-au transformat în dușman. Rusia nu ține cont de dragostea noastră față de ei, ține cont doar de interesele lor și au o memorie instituțională foarte, foarte lungă. Scopul lor este refacerea Uniunii Sovietice. Și vor merge. Da, merg pe asta indiferent cât de mult se jură și ar fi făcut chestia asta chiar dacă era Dodon la guvernare. Mm -hmm. Chiar dacă era Dodon la guvernare, pentru că Dodon nu este o garanție că se va perpetua la putere. Dodon a zis, din prostia lui și a altora, a pierdut alegerile. Le-a pierdut pe mâna lui. Și acum, chiar dacă era Dodon, tot una, uh, ocuparea Crimeei s-a început pe timp când era Ienucovici la guvernare. Exact. Era pregătită din timp. Nu țin cont că Ianucovici era doar un instrument în atingerea scopurilor rusii. Și Dodon la fel. Astăzi, că tot ați adus vorba despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova, am văzut, iată, ați menționat survolarea sau chiar violarea spațiului aerian al Republicii Moldova cu rachetele Federației Ruse. Recent... Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru presa internațională despre ce presupune acest statut de neutralitate și invazia Rusiei în Ucraina determină țara noastră să se gândească dacă nu cumva ar trebui să renunțe la neutralitatea consacrată prin Constituție și să se integreze într-o alianță mai mare. Deci în contextul ăsta a declarat Maia Sandu. Cum vedeți dumneavoastră ce presupune această alianță mai mare, astăzi, cât este de viabil statutul de neutralitate și cât de mult ne protejează pe noi ca stat, ca cetățeni? Ne protejează doar într-un într mod simbolic, adică îi ajută pe unii politicieni să justifice prostiile pe care le fac. De exemplu. Ca să ne întoarcem la acest statut de neutralitate, el a fost impus de Rusia în 1994, inclusiv și uh, autonomia găgăuză, ne-au fost impuse de la Moscova cu promisiunea că vom rezolva toate problemele, vom retrage armata și se va rezolva și problema transnistreană. Uh, statutul de neutralitate impune mai multe condiții. În primul rând, nu trebuie să ai uh, trupe străine, armată străină pe teritoriul teritoriu național. Noi, astăzi, avem o armată de ocupație declarată de ocupație de către Curtea Constituțională uh, și de adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Uh, aceste, această armată este de ocupație. Deci, din start, statutul nostru de neutralitate nu este valabil. Al doilea a fost. Uh, o necesitate, totuși, parcurs, multe țări și-au declarat neutralitatea, dar au fost recunoscute ori de ONU, ori de anumite țări garant, ori de alte instituții internaționale, când neutralitatea noastră nu a fost recunoscută de nimeni. Doar noi ne recunoaștem neutri și mai mult de nimeni. Prin urmare, această neutralitate este o pedică pentru dezvoltarea noastră și pentru securizarea frontierilor, mm -hmm. pentru securitatea noastră națională. Această neutralitate n a fost recunoscută de nimeni ne o respectă, dar nu ne o recunosc. Uh, Curtea Constituțională a declarat că această neutralitate, ea nu este valabilă din cauza că noi, uh, pe anumite perioade, ea nu poate, uh, ea vine în contradicție cu interesele noastre naționale. De exemplu, dacă nu s-au retras armata rusă din uh, Transnistria, mai este valabilă neutralitatea noastră? Deci, aici poate fi anulat acest articol din Constituție, ori printr-o decizie a curții constituționale și urmă un vot simbolic în parlament, ori prin votul parlamentului, ori prin referendum. A fi neutru, nu înseamnă a fi idiot. Noi nu putem să ne legăm ca necatul de un pai, să ne agățăm de această neutralitate, fiindcă ea nu ne ajută. Ea nu ne salvează și nimeni nu o recunoaște. În primul rând, Rusia, care ne cere, ne aduce aminte, perioade, că suntem neutre, dar nu și retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova. Mai departe, aderarea la NATO, fiindcă nu cred că mai Sandu a avut în vedere Odacăbău, da. a avut în vedere NATO, nu poate fi făcut atâta timp cât noi suntem neutre. Dar aceasta, repet, acest articol trebuie anulat, anulat. fiindcă el este articolul care ne va uh, distruge Republica Moldova. Va duce la fund acest stat, fiindcă uh, nu ne permite nici să fim membri NATO, fiindcă, ca, în caz de război, nicio țară din lumea asta nu ne poate apăra. Nu putem face acorduri de colaborare sau uh, uh, cu NATO sau cu alte țări, în caz de un război, fiindcă noi suntem neutri. Și nicio țară în NATO nu va interveni să ne ajute, fiindcă asta înseamnă că NATO va fi atras într-un război cu Rusia. Ceea ce este uh, inadmisibil pentru țările membre NATO, ați văzut că NATO nu s-a implicat nici în războiul din Ucraina. Ajută material, ajută militar, alte căi ajută, dar nu se implică cu armata, mm -hmm. pentru a nu provoca un război direct. A, lucrul ăsta se va întâmpla și într-un caz nefericit de război cu Rusia. Rusia. Va face ce va vrea în Republica Moldova, fiindcă știe că va rămâne nepedepsită. Uh -huh. Nu va întâlni uh, o rezistență armată-NATO aici în Moldova. Unica țară din lume care ne poate ajuta în caz de război cu Rusia este Ucraina. Ucraina este unica țară care poate să trimită armată să lupte împotriva invaziei rusești, dacă ea va avea loc. Dar nu știu cum pot să ajungă rușii aici în Moldova, fiindcă. Toate căilele sunt închise. Sunt blocate. Da. Cetățenii Republicii Moldova sunt pregătiți? Sunt gata astăzi, spre exemplu, ca să declare, printr-un vot, printr-un referendum sau nu știu, ca Republica Moldova să se lase de statutul de neutralitate și să adere la blocul NATO, spre exemplu? Cu păreri de rău, nu. Și vina guvernării actuale care nu a făcut o propagandă. Pro-NATO și a fel, celorlalte fel. guvernări care pur și simplu i-au lăsat pe ruși să facă ei propaganda aici în Republica Moldova. NATO nu este o structură agresivă. NATO este o, o structură de apărare. NATO nu a dus războai de cotropire, nu a atacat țări, doar este o alianță pentru a-și proteja membrii de atacurile externe a altor țări, agresori, nemembri NATO. Acum, în cazul de față, lumea nu înțelege ce înseamnă NATO. Încercați să vorbiți în stradă cu cineva și o să exact, o că, dar, NATO sunt ocupați. NATO NATO nu are armată. NATO nu este o țară. NATO este formată din cele mai uh, avansate țări, cele mai bogate țări, cele mai decorate, democratice țări din de pe această planetă. Fiecare țară contribuie cu armata proprie. NATO nu are structuri proprii. Le formează doar în, cu acordul țărilor în, în anumite cazuri. Deci, dacă noi vrem să fim membri NATO, nu înseamnă că va veni armata americană aici să ne ocupe. Noi vom fi membri în NATO, vom fi obligați să cheltuim mulți bani pentru uh, întreținerea armatei, pentru consolidarea capacității bă, bă. de apărare a armatei naționale și vom va trebui să uh, Implementăm multe reforme. În primul rând, democrații și economice, că NATO îți pune condiții. Trebuie să ai economie de piață liberă, trebuie să plece armata rusă din Republica Moldova. Nu vom fi membri NATO, atâta timp cât avem armată de ocupație aici, pe teritoriul Republicii Moldova și probleme, se Deci, soluția de moment și de următorii câțiva ani este uh, o victorie categorică, hotărâtă a Ucrainei supra a Rusiei și nu numai a Ucrainei, bă, că a, alături de Ucraina sunt a, este toată lumea civilizată. A, plecarea armatei ruse din Transnistria, lichidarea acestei zone separatiste ca a, a, entitate a, teroristă și prorusă, am în vedere nu lichidarea oamenilor, dar lichidarea acestei structuri. Și reașezarea situației, de exemplu, Transnistria prezintă un pericol și pentru Republica Moldova, și pentru Ucraina, și pentru flancul NATO, fiindcă, în, într-un caz nefericit, Rusia poate trimite armata aici și se poate întâmpla o situație de uh, un atac al Transnistriei, a armatei rus de acolo, asupra Republicii Moldova. Ceea ce este puțin probabil, dar Rusia are asta în plan. Deci, aceste planuri, când au fost elaborate, pregătite statul major al Rusiei, nu le-au pregătit pe parcurs. Ele sunt pregătite de mult. Din timp, din, din timp ocuparea Republicii Moldova și tancurile la Prut. Dar în ce condiții ar putea să intervină armata Rusiei? Doar în condiția în care Ucraina va cădea. Uh -huh. Fiindcă, deocamdată, Rusia nu are capacitate militară, tehnică să avanseze spre Odessa, să ocupe Odessa și după asta să avanseze spre Tiraspol, Tighina, Chișinău. Nu are deocamdată această capacitate. Și nu văd în viitorul apropiat cum ar putea să apară să se schimbe situația. Am înțeles. Domnul Șalaru, tot în spațiul public se discută, când vorbim despre armată, că este nevoie, și dumneavoastră ați menționat, de modernizarea armatei naționale. Modernizarea armatei naționale, la modul practic, ce ar însemna, ce trebuie să se întreprindă pentru a fi modernizată armata? Avem nevoie de capacități tehnice, dotare cu echipament tehnic, avem nevoie de forțe umane pentru ca, în eventualitate, să țină piept unor rezistențe și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această modernizare? Deci, modernizarea armatei depinde de capacitatea economică și financiară a statului. Nu poate armata care are 0,5% din PIB, ceea ce înseamnă foarte, foarte puțin, Simt. abia le ajunge pentru salariu și dacă o să discutați cu militarii, o să vedeți că majoritatea vor să plece din armată, fiindcă nu au nicio perspectivă din punct de vedere financiar, nu au nicio perspectivă să primească un apartament de la stat, Apartamentele de servicii pe care le-am construit eu când eram ministru, mai mult de 300 de apartamente am dat militarilor, sunt pentru perioada în care se, uh, faci serviciu. serviciu. Da, exerciți serviciu, după asta trebuie să-l predea. Uh, nu există nicio perspectivă. Și nu văd cum militarii noștri ar merge să-și dea viața pentru uh, neavând spatele asigurat. Mulți vor să plece. Și în curând poate vom primi ajutoare militare, dar nu va avea ce să conducă această tehnică militară. Uh -huh. Fiindcă statul nostru, când mergi la Ministerul de Finanță și vorbești de Ministerul Apărării, își pun mâinile în cap. Nici nu vor să audă. Fiindcă ei știu că militare nu vor face grevă. Ei au alte priorități. de dea pensii, ajutoare pentru încălzire, dar nu se gândesc la armată. Și de când a venit uh, Voronin, de când a câștigat alegerile prezidențiale, s-a tot discutat despre faptul că noi nu avem nevoie de armată. Noi nu avem nevoie de armată, nu ne trebuie să a redus armată, s-au redus capacități, s-au vândut armament, s-au lichidat unități militare și așa mai departe. Și s-a inoculat ideea în rândul societății că Moldova nu are mai, și Moldova nu are nevoie de armată. Și foarte mulți, și eu când eram ministru, mă întrebau, dar la ce avem noi nevoie de armată? Iar acum, aceiași oameni care spuneau că nu avem, da, nu avem nevoie de armată. Acum să întreabă, dar noi avem capacități de apărare anti-iriană? Dar noi de ce nu avem aia? De ce nu avem aia? Noi nu avem lemne de foc. Noi primim ajutoare din România lemne de foc. Noi n-am bani să cumpărăm rachete anti-grinding. acum lumea vrea sisteme Patriot care costă un sistem, o instalație 500 de milioane de dolari plus o rachetă Patriot costă de la 8 la 10 milioane de dolari vor ca noi peste noapte să devenim o superputere militară. Exact. Nu e posibil așa ceva. Moldova nu are bani să cumpere uh, tehnică militară, dar Moldova poate primi aceste ajutoare de la uh, parteneri. Parteneri. Noi avem parteneriat cu NATO, cu țări membri NATO și ar putea să ne acorde acest ajutor. Dar pentru asta avem nevoie de oameni de stat cu viziune în fruntea țării. Și vreau să vă spun cu regret, cu regret și cu mare supărare că de când s-a început războiul anul trecut, anumite țări au oferit ajutor militar Republicii Moldova, ajutor care a fost refuzat. Un ajutor substanțial cu echipament, cu armament, dar Moldova a refuzat fiindcă i-a fost frică să nu supere Rusia, să nu-i deranjeze cu ceva. Deci, în afară de faptul că noi vedem situația, avem nevoie de oameni care au curaj. Nu de lași în fruntea țării. Uh -huh. Eu nu-mi vinuiesc mai e nu, fiindcă nu cred că a fost decizia ei, dar a fost o decizie foarte idioată. Acum, ai noștri ar dori înapoi să vină aceste ajutoare, dar da, trebuie să stălărești. Eu dacă nu pot să spun, n-am dreptul să spun acest lucru. Vă spun doar că s-a oferit un ajutor militar substanțial care a fost refuzat. Uh -huh. Am înțeles. E interesantă această informație, dar dacă nu puteți să ne divulgați... Uh... În primul rând, nu am acest drept. Ok. da. Am înțeles. Recent, Republica Moldova a primit blindate Pirania, din partea Germaniei. Cum vedeți acest lot de echipament? E uh, mai bine decât echipamentul rusesc, decât blindatele rusești. Okay. Sunt mai bune, sunt mai moderni, sunt produse în anii 2000-2003 e vorba de un batalion de unitate da. piranie care înseamnă un ajutor substanțial. Uh -huh. Dar avem nevoie de mai multe, nu doar 19 sau până la urmă dacă e vorba de 22 sau 23, vreo 3 din ele vor fi ținute ca donatori de organe. Dar sunt ok. Sunt am okay, să le nu știu dacă ați văzut, dar odată ce am primit aceste blindate, pirania. Pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, cumva s-a inflamat și a zis că nu este un lucru deloc benefic pentru care loc în armarea Republicii Moldova, cum vedeți această declarație? Cu adevărat, a fost o... Au văzut cei din stânga ministrului o amenințare. E o stare de spirit, inflamația la ei. Uh -huh. Sunt inflamați tot timpul și exact ce declară Moscova, declară și ei, fiindcă dacă o să căutați în toată bibliografia declarațiilor făcute de așa numitul Minister de Externe sau de liderii de la Teraspol, o să vedeți că toate coincid cu declarațiile făcute de Ministerul de Externe de la Moscova și cu oficialii de la Moscova. Nu este treaba lui ce face Republica Moldova. Ei au armament. Suficient cât să ducă nu știu câte războaie. Ei au acces nelimitat la muniții, la armament. Ei sunt dotați de armata rusă, de Rusia. Au acces la toate. Și uh, ei n-au ținut cont niciodată de poziția noastră. Nici noi nu trebuie să ținem cont de poziția lor. Nu e treaba lui. Ei sunt insignifianți. Ei nu contează în cazul de față, cum nu contează nici părerea unor politicieni găgăuți despre armare, despre faptul că noi e vrem în europeană, pe ei nu se întrebe nimeni. Trebuie votate legile, separatiștii condamnați, cei care promovează războiul și care sprijină războiul, trebuie băgați la pușcărie. Altă soluție nu avem. Noi nu putem să fim mioritici în raport cu acești oameni care ne doresc moartea. Dorința lor este ca noi să murim, să dispărem, iar noi vrem să trăim bine și să trăim civilizați. Le oferim și lor șansa asta și le propunem să accepte dacă nu vor, am mai spus-o, valiza, gara și în lumea rusă, acolo nimeni nu o să-i deranjeze. Acolo toți vor fi de acord cu ei. Deci dacă noi vom primi pirania, vom primi tankuri, orice vom primi noi, este spre beneficiul nostru și vreau să-i anunț pe ei că nu este pentru, nu este armament ofensiv, este armament defensiv, pentru apărare. Nu este pentru că noi nu mergem să ocupăm Rusia. Iar Transnistria este teritoriul Republicii Moldova, deci ei n-ar trebui să se deranjeze de chestia asta. Să nu uităm că în 2011, Rusia a trimis cinci eșaloane. Cinci eșaloane. Fiecare avea cel puțin 40 de vagoane cu armament, echipament militar, tehnică militară în Transnistria. Și în, uh, am făcut câteva vizite la Kiev ca să aflu am întrebat ce conțineau aceste eșaloane și partea ucraniană nu știa, pentru că a primit ordin să le dea voie să treacă necontrolate. Eșaloane uh -huh. militare în Transnistria. Inclusiv au fost, unele au venit și prin portul Odessa. Uh -huh. Deci ce transnistrienii să-și vang de, de lungul nasului și să se gândească pe viitor cum să scape cu fața curată, să-și lichideze cât mai repede această formațiune uh, pseudo -statală care a fost uh, uh, hrănită de uh, contrabandă de contrabandă cu armament, cu țigări, cu multe multe altele și care a fost folosită de Rusia împotriva noastră, fiindcă atât autonomia Gagauză, cât și Transnistria au fost create de la, uh, a fost create pentru a le folosi împotriva Republicii Moldova, împotriva Chișinăului am avut o discuție la televiziune din uh, Autonomia Găgăuze și i-am întrebat care a fost scopul creierii Autonomiei Găgăuze. Și au zis să salveze cultura, să promoveze istoria, valorile. valorile naționale, să învețe limba și rezultatul care a fost? S-au rusificat complet, n-au școli în limba lor, nu vor să învețe limba lor și sunt rusificați și folosesc de Rusia împotriva noastră. Deci noi nu avem nevoie de asemenea o semne autonomie care s-a declarat față dușman al valorilor noastre europene și a, și a, noastră. Deci trebuie să se schimbe ceva aici, fiindcă noi nu, vom, nu putem permite ca viitorul copiilor noștri să depindă de acești uh, cumpărați, ca să le zic așa, acești membri ai coloanei a, -a plătiți din Moscova și folosiți împotriva noastră. Dreptul lor la a spune poziția, părerea, nu îl ia nimeni. Dar atâta timp cât ei sunt înarmați, se înarmează împotriva noastră, deja este un act de agresiune împotriva noastră. Cât timp ați fost ministrul apărării, ați mers în partea stângă Ministrului? Nu, păi nici nu puteam să merg. Uh -huh. Știți cum e la ei, cu oficialii n-au voie acolo. Am înțeles. Din câte cunoașteți dumneavoastră astăzi, munițiile din depozitul de la Cobasna, cât de uh, valabile sunt sau care este termenul lor de valabilitate? În acest depozit, nu știu ce a mai rămas și nu știu cât este acolo, dar erau inclusiv obuze de tun și armament produs încă în anii 30, fiindcă a fost adus de prin Europa, de unde s-a retras armata sovietică, da. armata rusă. Ce a rămas acolo, noi n-am avut acces, noi nu putem să spunem. Cât a fost vândut, cât a fost folosit, la fel. Dar este suficient pentru Transnistria Văd că fac aplicații militare, trag din asta, cât în cap, în au niciun fel de restricții de rezerve. Dar acest depozit nu prezintă mare interes pentru Ucraina, că spuneau unii să, să vină ucrainienii, să ia. Exact, nu exact. prezintă mare interes. Acest depozit de la Cobasna a fost a servit drept un pretext pentru Rusia de a-și menține armata în Transnistria. Uh -huh. Dacă ne uităm în istorie, începând cu anii 90, ei au zis că se vor retrage dar trebuie să-și retragă armata, trebuie să-și retragă munițiile. Pe urmă, ei au zis că sunt uh, garantul păcii, fiindcă dacă n-ar fi armata rusă aici, s-ar întâmpla un război. Pe urmă, au început să -mi mintă și să spună că și Gotru, grupul operativ tactic rusesc, și pacificatorii, de fapt, sunt aceiași, toți exercită funcții de pacificare și noi când am cerut el, uh, plecarea uh, armatei ruse de ocupație care se află în ilegal acolo, uh, Ministerul de Externe rus și Mașa Zaharova de fiecare dată spunea că noi cerem plecarea pacificatorilor, a încercat să încurce lumea, să inducă în eroare. Pe urmă au zis că ei păzesc depozitul, pe urmă au zis că ei nu pot să plece, că au probleme cu Ucraina. Și în 2016, împreună cu ministrul apărării atunci din Ucraina, cu Pultorac și cu președintele de atunci Poroșencu, am creat acest coridor verde și l-am anunțat a fost de câteva ori la Kiev, m-am tănit cu Poroșencu ca să garantăm uh, Rusii Rusiei retragerea, tranzitarea teritoriului Ucrainei sub egida OSCE și a Organizației Națiunilor Unite, Unite. să-și retragă armamentul din Colbasna, să-și ducă de aici armata de ocupație care au, dar nu s-a pus problema pacificatorilor. Pacificatorii este o altă problemă care poate fi rezolvată prin schimbarea formatului da. de menținerea păcii, fiindcă Uh, nicăieri agresorul nu asigură pacea. Rusia este stat agresor și în 92 Snegur a semnat acordul de pace la Moscova cu el, nu l-a semnat cu altcineva. Deci semnează părțile implicate în conflict. Și care a fost calea sau soarta acelui, uh, celui drum verde, coridor verde? Rusia a <laughs> refuzat, toți au sărit cu cu și cu chestia, au refuzat, au zis că nu, dar cum adică noi să plecăm, că nu ne-ați întrebat pe noi, ați, ați creat acest coridor verde fără să ne Pară întrebați să ne pe noi. Da. Și fiindcă ei spuneau, și am zis lui Poroșâncu, haide să le luăm argumentul ăsta că au probleme cu Ucraina. Și el a zis, ok, de acord. Și mi-a zis, puteți să faceți anunțul că Ucraina este gata să, de, de, de această acțiune. Și vedeți că pur și simplu ei schimbă pretextul. Dar de fapt scopul lor este, era de pe atunci, știau că vor începe un război împotriva Ucrainei și au nevoie aici de o armată care să poată provoca probleme foarte mari. Dar armata din Transnistria astăzi nu este ce a fost cu 20 de ani în urmă. Majoritatea din ei sunt localnici care merg la lucru în armată. Doar 30%, până la 30% sunt din Rusia. Toți sunt cetățeni ruși, dar cetățeni ruși care n-au fost niciodată în Rusia. Și au găsit un loc de lucru. Sunt țărani care vin dimineața, își duc vaca la păscut Ascult. și după asta vin în unitatea militară. Seara merg să mulg vaca și să lucreze grădina care o au. Însă, toate aceste probleme vor dispărea de la sine după ce Ucraina va câștiga războiul. fiind fiindcă Transnistria se ține pe gazul rusesc și banii moldovenești și contrabandă, acum am mai puțin contrabandă. Dar gazul rusesc care vine gratuit în Transnistria este transformat parțial în energie electrică și plătită de noi, parțial în metal în fer, beton, și produsele de la uzina metalurgică de răbniță, parțial în ciment, și vând la prețuri uh, din ăsta de dumping, uh -huh. și fac concurență neloială uh, firmelor din Republica Moldova, importă produs petrolier și le revând aici fără TVA și fără accize, uh, produs farmaceutice pentru care ei nu plătesc TVA, ei nu plătesc impozite aici și își pot permite. Să vândă mai ieftin ca să facă concurență neloială. exact. Uh, domnule Ministru, uh, integrarea europeană a Republicii Moldova, din optica dosarului transnistrian, cum poate fi ea uh, sau acest demers pe care și l-a angajat uh, uh, țara noastră, cum poate fi aplicat? Doar după ce uh, Transnistria nu va mai exista. Cum vedeți neexistența Transnistria? E foarte greu de spus, dar odată ce Ucraina va câștiga războiul, Transnistria nu va mai avea niciun okay. sprijin. Transnistria va uh, dispărea de la sine și va fi interesul lor să dispară, fiindcă ei ori vor fi izolați și vor muri economic și vor muri de foame, ori se vor integra împreună cu noi în Uniunea Europeană. Deși Mie mi se pare că această uh, integrare europeană a Republicii Moldova este o utopie atâta timp cât în Europa mai sunt idioti utili de-a lui Putin. De-a Rusiei. Uitați-vă ce face Austria, uh -huh. ce face Ungaria. Uh, am înțeles acum că ministrul Austriac, uh, prim-ministru, a propus să uh, vrea o alianță cu Ungaria pentru a contrapune un pic Uniunii Europene, dacă nu este un zvon fals doar. Uh, și multe alte țări, unele din ele, care ați văzut și Croația, președintele Croat a zis că nu trebuie să pedepsim Rusia, că uh, nu o să facem după cum zic americanii și e suficient ca o țară să nu ratifice acordul de asociere și să se împotrivească și atunci noi rămânem loc, pe din afară. rămânem pe din afară. Am înțeles. Unica soluție da. este unirea cu România, pentru asta se va face foarte se poate face foarte repede, foarte pașnic, fără a stârni multe contradicții. Dacă se face pe cale legală. Am înțeles. Dar aici la fel trebuie întrebată opinia populației, dacă se vrea Uh, acest demers al unirii cu România, și deci Dacă, procesul poate da. fi. Dacă se durată. va lucra cu populația și lumea va înțelege beneficiile, atunci această frică va dispărea. De ce vă întrebam în uh, contextul ăsta al integrării europene că, iată, la București, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Transnistria nu este un impediment în calea integrării a Republicii Moldova? Important este, dar aici revenim la ideea dumneavoastră, ca cetățenii să fie informați de pe ambele maluri ale Nistrului. Important este ca uh, cei din partea stânga Nistrului să vadă uh, cu ochii de, larg deschiși ce se întâmplă și ce înseamnă pro-Occident și pro-Uniunea Europeană în uh, defavoarea a tot ce, ce înseamnă uh, Rusia, pro-Rusia și ce a fost URSS. Deci Cândva? eu nu port răspundere pentru declarațiile lui Igor Grosu, dar... Uh... Nu, nu sunt de acord 100% cu el, fiindcă dacă transnistrenii vor fi întrebați, ei vor spune nu. La fel și găgăuzii, dacă vor fi întrebați, vor zice nu, fiindcă ei așa au primit ordini de la Moscova. Deci trebuie să câștige Ucraina repet încă o dată și această structură mafiotă, cum este Transnistria, trebuie dizolvată. Recent, la Ministerul Apărării s-a creat, hai să zic, un grup de lucru în care s-a discutat strategia națională de apărare și strategia militară, care aceste două strategii vor fi revizuite în anul 2023. Cum vedeți, dumneavoastră cu siguranță cunoașteți conținutul acestor strategii, cât de viabile astăzi, în conjunctura în care ne aflăm, sunt aceste strategii, dacă necesită a fi îmbunătățite și pe ce cale ar trebui să fie îmbunătățite? Da, ele au fost elaborate atunci când eram eu Ministrul Apărării și urmau să fie aprobate mai târziu, dar probabil că au fost ciuntite în Parlament și în Guvern, fiindcă a venit după asta uh, alt președinte. Dodon, atunci când era Timofte președintele Republicii Moldova, s-a luat decizia ca aprobare să se facă de parlament, mai departe să le propună guvernul în parlament, nu președintele, fiindcă uh, ne-am asigurat că în caz dacă va fi uh, Dodon președinte, chestia asta să nu fie blocată de președinție. Uh, da, trebuie modernizate, modificate, ținând cont de uh, contextul actual. Uh, Astăzi Rusia este o amenințare militară. Nu este un pericol. Nu este o vulnerabilitate sau o posibilă amenințare. Situația s-a schimbat. A apărut un război în Europa. Și noi acum trebuie să le schimbăm. Trebuie să le adaptăm. E foarte bine dacă vor face chestia asta cât mai rapid. Uh -huh. Să nu o țină, fiindcă noi am fost încă în 2014-2015 Republica Moldova a fost inclusă în programul DCBI, Defense Capability Building Initiative, inițiativă de, lansată de NATO, în, în care a fost invitate câteva țări, care urmau să-și schimbe strategia securității naționale, strategia militară și alte documente, să le adapteze, să le aprobe, iar țările membre NATO urmau să acorde ajutor militar bilateral Republicii Moldova. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Uh -huh. N-au mai venit ajutoare pe. Am înțeles. Dacă astăzi ați fi ministrul al apărării, cum ați fi acționat în contextul crizei regionale de securitate? Un ministru al apărării nu poate acționa din capul lui. Eu am făcut chestia asta când eram ministru și a văzut că am stat mai un an și jumătate în această funcție, da. fiindcă n-am vrut să țin cont de părerile nici a. Șeful de partid, care spunea să o las mai moale cu NATO, care are probleme, nici altora, cărora nu le plăcea, dar nu puteau spune pe față. Dar astăzi nu cred că poți aștepta prea multe de la Ministrul Apărării, fiindcă uh, depinde de conducerea politică a țării și atunci când ai prea multe inițiative, îți spun la revedere și aduc pe altul care este mai obedient. Desigur că s-ar fi putut uh, colabora mai aproape cu Ucraina, deși eu cred că ei colaborează. S-ar fi putut solicita și convinge conducerea țării să accepte ajutoarele militare care vin din altă parte, s-ar fi putut obține de la guvern mai mulți bani pentru Ministerul Apărării, pentru a încuraja militarii, pentru a le asigura un trai mai decent, s-ar fi putut obține câteva sute de apartamente pentru ofițeri și pentru uh, sergenți și ofițeri inferiori. Se pot multiface, dar vă spun, depinde și de capacitățile economice a țării. Conducerea întotdeauna s-a ghidat de fapt cu militare, nu pot face grevă. Uh -huh. Iar chestia asta duce la duce la o o atitudine proastă și a societății față de Armata Națională. Eu am avut multe inițiative, multe atunci când am fost ministru, am promovat armata, am stârnit multe nemulțumiri și scandaluri și discuții, dar numai în felul acesta poți face auzite problemele armatei, fiindcă societatea, dacă nu este informată, nu ține cont de... Iar armata este elita. Armata este elita și ofițerii foarte bine pregătiți pe care avem noi astăzi dacă vor să plece, va fi o pierdere foarte mare pentru Republica Moldova. Da, iată, din punctele pe care le-ați enumerat, văzusem chiar zilele acestea, ministrul apărării actual spunea că tot pentru anul 2023 este o prioritate susținerea militarilor din Armata Națională, chiar și cu asigurarea locului de trai și salarii mai mari. Evident, Frumos ați spus că armata națională sau oamenii de acolo e, sunt elita unei țări, pentru că depinde foarte mult uh, cum suntem noi poziționați și, Doamne ferește, în caz de o invazie, cine intră în prima linie. Atât. Și aceasta este o întrebare. Când uh, eram ministru, armata primea 0,36% din PIB. Acum, 0,5%. Ceea ce înseamnă că inflația, de fapt, a, a redus și mai mult banii pe care îi alocă Guvernul Armatei Naționale. O armată nu se ține doar cu entuziasm și cu promisiuni. Este adevărat, este adevărat. Uh, noi suntem pe final de discuție un pronostic în uh, contextul în care vedeți cum evoluează lucrurile pe câmpul de luptă în Ucraina, și uh, făcând paralelă cu ce avem noi aici, în regiunea Transnistriană. Regiunea Transnistriană s-a potolit din mai multe puncte de vedere. Acolo nu mai există astăzi un focar, fiindcă armata de amatori pe care o au ei nu prezintă un pericol pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Ei ar putea prezenta un pericol doar în cazul în care ar fi spart frontul rușii și ar fi ajuns cu armata lor în Transnistria. Mai departe, anul acesta este anul solidarității cu Ucraina și toată lumea, chiar și Germania, care joacă la două capete și încearcă să vadă cine va câștiga războiul și vor fi prieteni doar cu ei, încearcă să obțină beneficii și de pe urma acestui război. Până la urmă, Germania va da aceste tankuri și când nu vor avea încotro. Lumea civilizată a înțeles că nu poate să admită o victorie a Rusiei în Ucraina, fiindcă aceasta ar deschide cutia Pandorei și ar permite Rusiei să-și facă de cap în toată lumea și de câte ori vor ei. Rușii nu înțeleg decât de frică și trebuie opriți militar. Vor da ajutoare, vor da armament, vor da tancuri, vor da tot ce este necesar pentru ca Ucraina să câștige. Dacă va câștiga Ucraina, adică când va câștiga Ucraina, se va schimba și situația geopolitică în această zonă. Când se va opri Putin? Putin se va opri când va fi oprit și întors înapoi sau când va da ortul popii. Eu vă mulțumesc Dar foarte... problema nu este în da. Putin. Problema este în mentalitatea Rusiei și oricine vine la putere în Rusia, se transformă în Putin. Să nu uităm că războiul 92 a început democratul Yeltsin împotriva noastră. Transnistria a fost formată când era democratul Yeltsin. și alte războaie au fost începute și pe timpul democratului Gorbaciov. Asta este mentalitatea lor. Ei n au trăit niciodată în democrație, nu știu ce înseamnă beneficiile democrației. Pentru ei înseamnă uh, important este uh, politica lor imperială, imperialistă. Șovinismul rus. Și uh, geopolitica ei sunt stat care trebuie să-i domine pe toți și nu interesează cât de prost o duc. De aceea, Rusia trebuie făcută să se trezească la realitate. Și asta va fi doar printr-o înfrângere dureroasă pentru Rusia. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Vă mai aștept cu mare drag și cu alte ocazii aici la mulțumesc. Zona de Securitate. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat cu fostul ministru al Apărării Anatol Shalarov. Eu la fel din partea mea vă mulțumesc pentru că ne ați urmărit. Nu uitați să accesați paginile noastre de Facebook, Instagram, dar și să vedeți toate emisiunile și podcasturile și documentarele Marca Zona de Securitate pe canalul nostru de YouTube, iar dacă vă place ceea ce facem, atunci și puteți să ne susțineți și pe Patreon. Toate cele bune!